Avocata Magdalenei Șerban face mărturii șocante. Aceasta s-a recunoscut în imaginile în care împinge o femeie în fața metroului, dar a negat că ar fi comis fapta. Mai mult, femeia a început să țipe că vrea să fie liberă, așa că va contesta măsura arestului preventiv. Roxana Ciucă vine cu mai multe informații. Roxana, bună dimineața! Cum vine asta că s-a recunoscut în imagini, dar nu a comis fapta? Da, bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, trebuie să știți că ne aflăm la Curtea de Apel din București. Așteptăm din moment în moment să fie adus Șerban Magdalena cu o dubă direct de la Spitalul Penitenciar din Jilava, acolo unde a fost internată pentru a-i se face o expertiză, aici la Curtea de Apel din București, unde aceasta urmează să aibă să se judece o contestație vis-a-vis de măsura arestării preventive pentru 30 de zile, căci ne aducem aminte prea bine faptul că magistrații Tribunalului București au decis să o aresteze pe aceasta preventiv. De altfel, în urmă cu câteva zile, unul dintre apărătorii din oficiu ai acestei femei s-a dus la parchetul de pe lângă Tribunalul București și a depus acolo o serie de înscrisuri mai exact pentru ca anchetatorii să stabilească cu exactitate dacă fratele său este tutore sau nu și dacă se confirmă ceea ce aceasta a declarat anchetatorilor, faptul că în străinătate, în momentul în care a fost în Spania, aceasta se afla sub tratament medical. De altfel, această avocată a mai declarat și faptul că în instanța aceasta nu a dorit să facă niciun fel de declarații, dar pe data de 15, în momentul în care a ajuns în fața procurorilor, le-a spus acestora faptul că îmi pare rău, iar acum îmi vine să mor. Vedem până la urmă ce se întâmplă astăzi aici la Curtea de Apel din București și evident este extrem de interesant de văzut, Nadina, doamnelor și domnilor, ce va ieși la acea expertiză, dacă această femeie are sau dacă nu are probleme de sănătate. Vedem în aceste momente vine o dubă, însă nu știm cu exactitate dacă în această dubă se află sau nu se află Magdalena Șerban. O să vedem de îndată cu exactitate. Spunea faptul că nu a dorit să dea declarații la poliție. Până în momentul de față, nici la parchet nu avem o declarație a acestei femei și de altfel spunea acest apărător că eu ca apărător în baza mandatului special ce mi-a fost încredințat am efectuat un demers înscris așa cum vă spuneam și eu la parchet, însă a avut, se pare, succinte episoade de a-și da seama temporar de ceea ce s-a întâmplat, apoi a revenit iar la discuțiile despre frate că i-ar fi tutore. Rămânem la Curtea de Apel București și revenim în direct de îndată ce duba cu Șerban Magdalena va ajunge la instanță.